au crezut că pot să încalce legea și să scape nepedepsiți, dar au fost prinși de polițiști. Este vorba despre câteva sute de hunedoreni care au încălcat regulile de circulație, în special limita vitezei legale. Dar asta nu este tot. Oamenii legii au depistat în trafic și șoferii ce au consumat substanțe interzise și au condus mai apoi pe drumurile publice. Polițiștii rutieri hunedoreni au desfășurat zilele trecute mai multe acțiuni de control pe drumurile din județ. Peste 300 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, mai mult de jumătate dintre acestea pentru depășirea vitezei legale. Totodată, oamenii legii au reținut în cadrul aceleiași acțiuni 23 de permise de conducere, fiind constatate și 7 infracțiuni contra siguranței circulației. Spre exemplu, un șofer din Petrila a fost prins în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise pe o stradă din municipiul Brad. În urma testării acestuia cu aparatul drug test a rezultat o valoare pozitivă la o substanță interzisă, fapt pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii existenței în organism a substanțelor psihoactive. În aceeași zi, la Petroșani, un echipaj de poliție a observat în trafic un autoturism care circula cu viteză excesivă, motiv pentru care a fost urmărit și oprit de autospeciala de poliție. În interiorul mașinii, polițiștii au identificat 3 tineri, iar în urma controlului corporal efectuat asupra unuia dintre ei, a fost găsit un pachet de țigări, iar în interiorul acestuia se aflau 3 țigarete și un pliculeț din plastic ce conținea o substanță vegetală cu aspect și miros specific unei substanțe interzise. Conducătorul autoturismului a fost condus la o unitate medicală și a fost testat pentru substanțe interzise, rezultatul fiind pozitiv. În toate aceste cazuri, polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală. Oamenii legii spun că acțiuni asemănătoare vor avea loc și în perioada următoare, în scopul reducerii numărului de accidente rutiere și a consecințelor acestora.